Societățile interesate să beneficieze de facilitățile oferite de autorități în parcul industrial pot face săptămâna aceasta primul pas în deschiderea unei afaceri. Vineri la ora 14 la sediul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat va avea loc licitația pentru cumpărarea de loturi de teren. Vor fi scoase la licitație 5 din cele 8 loturi din care este constituit parcul industrial Slatina. Licitațiile se vor desfășura din 30 în 30 de minute pentru fiecare lot pentru care se face selecția de ofertă. Există un preț de pornire, persoanele sau agenții economici interesați îl pot afla la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, de unde pot procura și caietul de sarcini. Societățile care vor cumpăra terenuri în parcul industrial vor beneficia de scutire la plata impozitului pe teren și clădiri și a taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism. În plus, primăria va asigura utilitățile în această zonă. Este foarte important să știe că municipiul Slatina va asigura rețeaua de drumuri către unitățile din parcul industrial, rețele de canalizare, menajeră și pluvială, apă potabilă, rețeaua electrică, rețeaua de gaze. Până acum au trimis scrisori de interes o fabrică de mezeluri și produse de carne, o moară și un depozit de cereale, un servis și un depozit de piese auto, un depozit de materiale de construcții, o societate de confecții, un servis, o spălătorie auto și o vulcanizare. Condiția esențială este ca fiecare din aceste firme să angajeze cel puțin 2,5 persoane pentru fiecare 1000 de metri pătrați cumpărați. Un număr mai mare de angajați reprezintă o șansă în plus de câștigare a licitației.